Ok, salut! Eu sunt Lucian Daia, după cum am zis, sunt lead software engineer la Zitec. În sală mai e și Alex Lăpușan, CEO-ul companiei. Mai târziu e posibil să vină și cineva de la Microsoft, ca să vă răspundă întrebărilor specifice. Astăzi vom vorbi de eficiența în cloud. Eficiență mai mult la nivel de business, dar și la nivel de programare, la nivel tehnic. Bun. De ce cloud computing? În primul rând pentru că cloud computingul este o mega tendință care schimbă fundamental modul în care lucrăm și contribuie substanțial evoluția modelelor de afaceri online. Ca să vă faceți o idee, creșterea tehnologiei cloud computing este undeva la 200-300% pe an. În 2015 este estimată că va ajunge la 1,1 trilioane de dolari pe an, echivalentul a 4 țări de dimensiunea României făcând bani numai din cloud computing. Și se estimează că va angrena 14 milioane de noi profesioniști IT până în 2015. Bun. Acum, cloud computing în general reprezintă un fel de provocare, amenințare pentru departamentele de IT din companii. Oamenii de business înțeleg destul de bine economiile pe care le faci, trecând de la modelul on-premises la modelul cloud. Departamentele de IT însă sunt ostile, crezând că în felul ăsta o să-și piardă foarte mult sysadmin, joburile sau poate chiar persoane tehnice în afara lor. Bun, în realitate, studiile făcute demonstrează că nu vor fi dați afară oameni, ci din contră se vor crea slujbe noi. Cum? În primul rând, prin schimbarea focusului persoanelor tehnice, din focus pe administrarea de sisteme, creare de infrastructură, mentenanța ei, se schimbă focusul pe procesele de business. Respectiv, ei se concentrează pe a aduce valoare adăugată companiei. Okay. Microsoft. De ce Microsoft în cloud computing? Pentru că e unul din principalii furnizori alături de Amazon. Microsoft, pe lângă faptul că oferă infrastructură și platformă, platform as a service, face mult mai mult decât atât. Începe să-și construiască toate soluțiile, software de până acum, să le mute în cloud și să le ofere ca software as a service. Asta înseamnă că ei sunt și unul din principalii beneficiari ai platformei pe care o construiesc. Exemple de aici sunt Dynamics CRM și Office 365, care acum vin cu programe software as a service, ceea ce înainte cumpărai prin licență, acum poți să cumperi printr-o contribuție lunară, să primești software-ul lună de lună. Apoi, Zitec, firma pe care o reprezint. Noi avem experiență de peste 5 ani în cloud computing, avem cu toate platformele majore experiență, am început cu Amazon, în continuare lucrăm foarte mult cu Amazon Web Services. De acolo vine și experiența de 5 ani cu Windows Azure, am început să lucrăm mai recent, de vreo 2 ani, am avut prima aplicație în producție cu Windows Azure, se numește hotelpips.com. Am avut destul de mare succes și Microsoft a contribuit mult la succesul ăsta. E faptul că ne-a ajutat să ne promovăm, deși eram o companie open source, deși eram un startup. Da, am fost study case foarte bun și ne-au ajutat mult și să ne promovăm și să dezvoltăm aplicația și cu suport tehnic. Și ultima platformă pe care n-am menționat aici este Rackspace, pe care iarăși am avut experiență. Ok. Apoi. În cloud. Dacă vreți să alegeți cloud-ul și e bine să alegeți, în primul rând e bine pentru că puteți să vă diversificați oferta, ca și startup, ca și companie matură. Puteți să vă diversificați oferta în fața clienților. Respectiv, dacă un client vine și este foarte probabil să vină să vă ceară soluții de cloud, probabil o să vă ceară cu una dintre platformele astea majore, Amazon sau Windows Azure. Windows Azure are din ce în ce mai multă tracțiune acum. Și nouă ni s-a întâmplat să vină clienții să ceară soluții pe anumită tehnologie. Deci dacă nu pentru alte motive, măcar din motivul ăsta e bine să studiați oferta de pe piață. Un alt motiv pentru că suntem la o conferință open source este că atât Windows Azure cât și tehnologiile Microsoft recent oferă interoperabilitate excelentă. Iar cazul nostru, am dezvoltat o aplicație Hotel Pips de care ziceam, suntem o companie open source, rămânem o companie open source așa cum am fost și înainte, dar ne-a permis să dezvoltăm o soluție PHP
pe Windows Server, pe Windows Azure, interacțiune cu SQL Server, chestii care până acum ceva ani nu erau posibile. Dacă aveți un startup și vreți să beneficiați cumva de programele astea de suport pe care am beneficiat și noi, vă recomand BizSpark. Asta e unul dintre principalele programe de suport pentru startup-uri din lume. Ce vă permite să faceți economii la licențe, în primul rând. Pentru etapa de dezvoltare aveți licențe de Visual Studio, de Windows, de SQL Server, de Expression Studio. Dar și la infrastructură, iarăși, dacă vreți să experimentați cu cloud-ul și aveți nevoie de infrastructură sau pur și simplu dacă vreți să faceți o aplicație nouă direct pe cloud, veți primi ore de infrastructură, discutăm puțin mai încolo despre oferta exactă. Iarăși, dacă sunteți un startup axat exclusiv pe open source, da, BizSpark nu exclude tehnologiile open source, atât timp cât vreți să vă diversificați oferta, să includeți poate și Windows, IIS, SQL Server și așa mai departe, pe lângă tehnologiile open source, puteți să accedeți la programul ăsta fără nicio problemă. Există și programe de promovare dincolo de BizSpark-ul simplu. Aveți BizSpark Plus, prin care puteți să beneficiați un an gratuit de infrastructură Windows Azure. Dacă, de exemplu, sunteți recomandați de un startup din BizSpark Plus, puteți să beneficiați în primul an absolut gratis de cât infrastructură Windows Azure doriți și în al doilea an 50% reducere. Ceva destul de important. Mai ales când ești în etapa inițială și vrei să economisești cât mai mulți bani. Nu vrei să dai banii pe infrastructură, ci pe partea de dezvoltare. Și apoi mai există BizSpark One pentru startup-urile care cu adevărat au succes, care trec de o anumită limită. Microsoft oferă suport la orice nivel, de la marketing până la procese de business, optimizarea lor și chiar ajutarea în procesul de finanțare și în continuare suport tehnic. Programul durează în total 3 ani. Programul unul dintre cele mai lungi programe de gen. După acești 3 ani nu trebuie să intrați direct să cumpărați licențele, în caz că ați decis să vă diversificați oferta, dar încă nu ați ajuns la o sursă de venit destul de solidă, în continuare puteți să beneficiați de licențe gratis. Până la 4 licențe de Windows și 2 licențe de SQL Server. Iarăși destul de important dacă vreți să economisiți bani după aia ca startup. Acum, după cum am zis, sunt doi jucători mari în piață. E vorba de Windows Azure și Amazon Web Services. Ambele sunt excelente din toate punctele de vedere, de aceea noi continuăm să lucrăm cu ambii. Diferența vine atunci când vrei să-ți faci, când ai un startup și vrei să-l muți în cloud sau când vrei să experimentezi cu cloud-ul. Posibilitățile sunt mult mai extinse în cazul Windows Azure. Vedem aici în free tier-ul de la Amazon Web Services, durata maximă e de un an. Comparație, programul BizSpark îți permite să beneficiezi 3 ani. Toate beneficiile astea, în general, sunt duble. De exemplu, la compute sunt 1500 de ore de compute, două instanțe small. Cam asta ar veni pe lună, deschise. În Amazon Web Services sunt 750 de ore de microinstanțe. Dacă ar fi să luăm în putere de calcul, e vorba de putere de calcul de 4 ori mai mare. Fiecare lună, iar storage, transfer și așa mai departe. Până și etapa de free trial, care nu presupune să ai startup, ci pur și simplu să mergi pe site, să ai o adresă de e-mail validă, să te scrii. E de 60 de zile la Amazon cu toate beneficiile de mai sus și de 90 de zile la Azure, iarăși cu beneficiile menționate acolo. Poate nu pare mare lucru acum, dar în general contează destul de mult și sunt costuri. De exemplu, noi am beneficiat de programul ăsta pentru Hotel Pips, e o aplicație dezvoltată integral, folosind infrastructură de la ei și am redus costuri de câteva mii de dolari. E o realitate. O instanță costă undeva la 60-90 de dolari pe lună, o instanță small, o bază de date iarăși ajunge pe la 30 și 50 de dolari pe lună. Parcursul a 3 ani sunt câteva mii de dolari pe care puteți să investiți în dezvoltare. Noi am investit în dezvoltarea altor produse open source. Apoi, dacă v-ați decis că aveți un produs pe care vreți să-l mutați în cloud, dar vreți să experimentați puțin cu cloud înainte de a merge efectiv să portați soluția, aveți două soluții. Una este pentru aplicațiile existente.
luați aplicația, mergeți la Windows Azure Website, creați un website acolo și apoi faceți deployment prin oricare din metodele favorite, fie că folosiți Git, fie Team Foundation Server, mai puțin popular în lumea open source, FTP sau Web Deploy, care e o tehnologie specifică Microsoft pentru un IDE numit Webmetrics. Apoi, după ce ți-ai făcut deployment în cloud, poți foarte simplu să monitorizezi. Platforma Windows Azure îți oferă monitorizare real-time, grafice și după aceea poți să și scalezi imediat. În principiu, site-urile astea vor rula într-un mediu shared inițial, dar după aceea poți să le promovezi în funcție de traficul pe care l-ai, poți să le promovezi la o instanță rezervată și poți după aceea să și scalezi totul direct din portal. Apoi, dacă vrei să încerci o aplicație nouă, nu ai o aplicație existentă, dar vrei să încerci să faci o aplicație nouă în cloud direct, destul de facil și aici. Din mediul open source poți să mergi în portal, să-ți alegi una din aplicațiile populare. Drupal, Joomla, WordPress, sunt mult mai multe. Sunt foarte multe și din mediul open source specific Microsoft, dar aici am ales altele, de exemplu din PHP, cum suntem noi. Setează template-ul ăsta, îți pornește site-ul, poți să faci și o bază de date împreună cu site-ul, apoi descarci local toate sursele, modifici, testezi local, poți să urci înapoi în cloud. Partea bună este că fie că faceți parte din programul de startup-uri BizSpark, fie că pur și simplu vreți să experimentați cu cloud-ul, primele 10 website-uri sunt gratis. Iarăși, o diferență enormă când vrei să experimentezi, nu vrei să dai banii. Și poți să economisești orele alea pentru după ce consumi astea 10 website-uri. Apoi, v-ați făcut și un website, rulează acum în cloud și vreți să exploatați la maxim toate facilitățile oferite. Dar vorbim aici de storage în cloud, de cozi, de baze de date nerelaționale, cum ar fi Windows Azure Tables. Pentru PHP, dar nu numai, noi fiind axați pe PHP știm mai bine partea asta, există un SDK care acum este ajuns la maturitate, este început ca proiect open source și este continuat ca proiect open source pe CodePlex, e mai puțin popular CodePlex în lumea open source în afara Microsoft. Noi suntem unul dintre contribuitori, povestea noastră a fost destul de clasică, dacă e să luăm așa, aveam nevoie să facem aplicația asta, vreau să dezvoltăm pe Zend Framework, suportul pentru logging în Zend Framework era destul de slab, așa că am decis să vedem ce putem face cu SDK-ul. Am descărcat, partea bună este că SDK-ul este scris de, în general, SDK-urile sunt scrise de persoane influente sau persoane cunoscute din limbajul respectiv de programare, în cazul nostru era o companie real, Dolmen, deci nu este scris de Microsoft. Și în concluzie a fost scris și cu normele PEER în minte sau normele ZFL, am luat, a fost foarte ușor de integrat în proiect, am dezvoltat, în câteva săptămâni deja era commit-ul aprobat și am devenit unul din contributors. Același lucru se poate face oricare dintre voi. Și mai mult SDK-ul ăsta este tot timpul upgradat, deci nu e ceva static. Cum au apărut paradigme noi cu cu PHP 5.3, cum au fost namespace-urile, imediat au fost adoptate și au fost incluse în proiect. Deci, într-adevăr, este un proiect open source. Nu e pur și simplu un proiect aruncat pe un repozitoriu pentru ca să zicem că a fost open source, să dea bine, să mai bifeze acolo. Chiar e bine să experimentați cu chestia asta. Și oferă biblioteci pentru absolut toate componentele. A fost mai greu la început până s-au dezvoltat pentru toate, dar acum puteți face absolut orice faceți din portalele, fie Amazon, fie Windows Azure. Se poate face și cu SDK-ul ăsta. Puteți să instanțiați tabele, bloburi, cozi și așa mai departe. Puteți să scalați sus în jos, să modificați instanțe, tipuri de instanțe, totul numai cu SDK-ul din PHP. Și partea cea mai bună este că funcționează pe Starnix, adică Unix-like systems, da, deci în principiu pe Linux și pe distribuțiile bazate pe Debian. Există chiar tool-uri instalate în repozitoriurile de Debian și poți să dai apt get Azure SDK for PHP și sunt tool-uri native pentru Linux prin care poți să faci cam toate operațiunile pe care le faci și cu SDK-ul. Asta este o chestie specifică SDK-ului de PHP. Și aici se vede contribuția persoanelor influente din limbaje respective. Pentru cei care folosesc Node.js sau Python sau așa mai departe, sunt sisteme de build specifice limbajelor respective.
Bun. Un exemplu de cod, cum puteți face foarte simplu, aici dacă nu știu, crearea unui mesaj într-o coadă. Ce am vrut să evidențez aici este că e cod scris la fel cum mai scrie cod în PHP folosind un framework popular. Da, se folosesc namespace-uri, e destul de clar, se folosesc design pattern-uri specifice limbajului. Apoi, să spunem că nu aveți un startup, aveți o companie matură. Da, și vreți să experimentați cu mutatul în cloud al aplicației. Știți că aveți beneficii sau vreți să vedeți dacă aveți beneficii atât de cost cât și pe partea de dezvoltare, la eficiența în dezvoltare. Astăzi anunțăm un parteneriat între Microsoft și Zitec, prin care o să încercăm să facilităm tranziția aplicațiilor de la on-premises pe cloud. Migrarea unei soluții mature presupune destul de mult risc. Risc atât la nivel de costuri, s-ar putea să fie costuri inutile, să-ți dai seama la sfârșit cloud-ul nu este pentru tine, dar și la nivel de experimentare, pentru că pur și simplu poți să nu alegi soluțiile potrivite în ceea ce privește platforma respectivă de cloud. Și atunci, ceea ce se oferă, în primul rând, este consultanță și un audit pe soluție existentă și suport cash pentru realizarea acelui audit din partea Microsoft, vorbim de până la 80% din toată partea de consultanță pe care o vom face noi, maxim 7.000 de RON. Deja avem un program înscrise peste 10 companii foarte mari din România, mari, foarte mari. Partea cea mai bună este că e fără obligații. Respectiv, la sfârșitul programului puteți decide că nu vreți să vă mutați în cloud. Deci, pur și simplu vreți să vedeți dacă cloud-ul este potrivit pentru voi, punct. Dacă vreți, pe de altă parte, să și mutați în cloud, există și aici suport, să zicem, suport post-audit sau un program pilot. Mai departe, partea de migrare o să o suportați voi ca și companie, dar doar partea de migrare. Partea de infrastructură este subvenționată de Microsoft. Aici depinde de la caz la caz, în funcție de necesitățile fiecărui startup, fiecare companie mature sau orice altă organizație, se poate decide cât la sută se va subvenționa. Există însă și un deadline până la finalul anului 2012 pentru începutul proiectului, respectiv dacă sunteți interesați, e un termen destul de strâns. Deja avem, după cum am zis, aproximativ 10 companii care sunt interesate de program, dar suntem deschiși spre oferi ajutor mai multor companii. E un domeniu destul de interesant și merită să încercați aici. Contact, dacă aveți întrebări. Da, imediat vine un microfon. Trebuie să menționez că în sală a venit și domnul Todi Pruteanu, Business Strategy Manager Microsoft, așa că și dânsul vă poate răspunde la întrebări. Doream să vă întreb ce fel de aplicații considerați că puteți migra de la, nu știu, o întreprindere medie. În general, cred că orice aplicație. În momentul de față avem una dintre aplicațiile majore de e-commerce care posibil să migreze în cloud. Și migrarea... Și de aici ne referim la trafic, dacă asta vă interesa. Nu, la funcționalitate. Deci mă durea dacă, de exemplu, o companie are un ERP și am dorit să mutăm în cloud. Cam de... Cum vedeți reușita? Aici... Ce scuze pentru întârziere. Ok. Todi Pruteanu, m-am ocupat câțiva ani bun la Microsoft de programe pentru developer, inclusiv open source. Și de pe vremea aceea am început acest parteneriat foarte, foarte bogat cu Zitec. Noi, în primul rând, parteneriatul pe care îl anunțăm se referă la business-uri cu afaceri online. Deci dacă în principal ești în e-commerce, ai o prezență pe web din care faci bani ca și companie, știind că mare parte din companiile cu astfel de business-uri aici în România sunt pe open source, vrem să ne folosim de expertiza pe care au colegii noștri de la Zitec în e-commerce, în PHP, în soluții open source și expertiza noastră în cloud, să construim proiecte pilot, audit și așa mai departe. Dacă dumneavoastră aveți o soluție ERP,
da? Am luat, da? Care nu e neapărat open source. S-ar putea ca Zitec să nu fie cel mai bun partener de consultanță în acest caz. Și atunci vă recomandăm să intrați în legătură cu noi direct. Dar, de exemplu, lucrăm cu Senior Software în România. Ei dezvoltă, sunt unii din liderii din România cu soluții ERP construite pe tehnologia noastră. Ei oferă Regen Software as a Service pe Windows Azure. Deci, în principal, parteneriatul nostru merge acolo unde împreună competențele noastre dau mai mult decât suma individuală a competențelor. E-commerce, open source, cloud și disponibilitate, inclusiv cash pentru asta. Și o facem pentru că, facem un shift. Noi la Microsoft am fost pentru mult timp în ideea, în soluția în care lucram cu startup-uri software, cu companii care construiesc de la zero software pentru cloud. Am făcut un calcul aproximativ $200,000 în cash și în resurse cloud din partea Microsoft către piața locală de software pentru a-i convinge pe dezvoltatori să facă pasul către cloud, în general către cloud. Asta nu înseamnă doar să capezi niște cunoștințe tehnice, înseamnă să ai un proces de transformare a business-ului, să gândești în termeni de servicii mai departe business-ul tău. Și vedem un breakthrough acolo, adică vedem că aceste investiții dau rezultate, sunt multe startup-uri care fac pasul în cloud, dar în același timp sunt companii care nu construiesc de la zero, vor să-și mute operațiunile, deja aplicații, servicii existente și în principal parteneriatul nostru acolo lovește. Și sperăm să ajutăm câțiva antreprenori din România foarte, foarte bine pe tema asta. Alte întrebări? Da, imediat vine un microfon. Se pregătește o întrebare dificilă. Răzvan Sandu este numele meu. Vreau să vă pun o întrebare fundamentală. De ce mi-aș muta datele în cloud? Sau altfel spus, care credeți că sunt implicațiile asupra privacy-ului acelor date? Dacă bănuiesc că nu sunt numai date publice acolo, mai sunt și date care țin de... asta pentru că vorbim de un cloud care este accesibil public, nu un cloud pe care l-am undeva într-un data center privat și cu asta basta. Mulțumesc! Mulțumim frumos! În toate studiile pe care le facem în piața locală, dar și cele internaționale, un trend este confirmat, acela că managerii, antreprenorii, cei care gestionează business-urile, își pun această problemă. Deci, prima problemă, securitatea datelor, confidențialitate și așa mai departe. Înțeleg că nu e o întrebare specifică pentru oferta noastră de cloud public. Realitatea este că domeniul acesta al cloud-ului este încă la început. Este încă, ne putem aștepta la multe reglementări de aici mai departe să aibă loc. Dacă vă uitați, de exemplu, la un raport al Comisiei Europene, Alleging Cloud Potential for Europe, din septembrie 2012, temele astea sunt aduse acolo în discuție, destul de articulat. În ceea ce ne privește, la momentul ăsta, ca și furnizori de cloud, suntem în conformanță cu standardele care solicită securitate, confidențialitatea a datelor în cloud. Inclusiv normele europene, directivele Model Clause ce privesc confidențialitatea datelor. Pentru serviciile noastre de public cloud există în general un serviciu, de exemplu în cazul Office 365 se numește Trust Center, la care clienții au acces relativ ușor, mergi online și vezi, unu, standardele pe care le implementăm, starea de disponibilitate a serviciilor și așa mai departe. Dacă vreți, din experiența noastră, și am câteva zeci de vânzări de cloud la activ, chiar dacă nu sunt un vânzător de cloud pe payroll la Microsoft, în momentul în care un antreprenor adresează această întrebare, ușor, ușor, mutarea datelor în cloud devine un argument de vânzare. Cel puțin pentru situația antreprenorilor din România. Realitatea este că dacă ne uităm de la securitatea fizică, la pregătirea din perspectiva securității, locul în care stau datele antreprenorilor, de multe ori pe stick-ul unei doamne secretare, pe calculatorul șefului, în centre de date la care are acces oricine, mutarea datelor într-un centru în care, vorba unui coleg de-al meu, sunt mai mulți oameni cu arme decât programatori, adică securitatea fizică, pornind de la securitatea fizică până la celelalte niveluri de securitate,
accesul este foarte, foarte bine restricționat. Oportunitatea este mulți acolo. Nu mai vorbesc de beneficii de cost. Dar întrebarea dumneavoastră n-a fost înspre cost, a fost înspre siguranță. De asta nici nu l-am adus în discuție argumentul costurilor. Că e unul pe care îl putem argumenta. Argumentul poate. Costurilor pot să-l înțeleg. E clar că, vorbind românește, faci economie la niște hard discuri și la niște mașini care fac prelucrări. Asta sună bine oricărui manager și oricărui om focalizat pe business. Dar dincolo de asta sunt date personale, sunt... Am înțeles chestia cu conformanța standardelor, dar mă gândeam la ce spune profesorul Ibn Moglen în prezentările lui publice despre chestia aia neguroasă, așa, care se numește cloud. E jobul industriei să facă o treabă foarte bună aici, în a educa piața, în a recunoaște ori de câte ori ai un downtime, ai o scurgere, să mergi la root cause, să vorbești despre asta, să-ți îmbunătățești serviciile, să mergi mai departe. E un trend generalizat de mutare către cloud, nu universal, dar sunt foarte multe workload-uri, foarte multe scenarii care sunt mult mai bine servite în cloud. Și m-aș bucura măcar să văd infrastructuri de open public data din România care se bazează pe, sau pun în valoare cloud-ul, pentru că e o mare nevoie. Și pe urmă m-aș mai gândi la... Apropo de privacy-ul datelor, m-aș mai gândi și la presiunile care sunt din partea, hai să nu zic, a autorităților, a marilor corporații, adică îmi țin datele în curtea cuiva care poate are interesul să se uite chiar el puțin prin ele. Da, e deja, mergem într-o situație în care n-are sens să o discutăm aici. Avem o întrebare? Da. Am văzut că s-a menționat cu tot respectul, adică, da, e un domeniu, totuși, nu ne jucăm aici cu datele clienților. Cred că e destul de clar că standardele sunt pentru un obiectiv anume. Scuze. Da. S-a menționat despre soluția Microsoft Azure, despre soluția de la Amazon, însă nu s-a spus nimic despre soluția de la Google, anume Google App Engine, și cel puțin din punct de vedere al costului, pe App Engine-ul oferă niște avantaje foarte mari. Îți permite gratis să facă handling resurse pentru aproximativ câteva milioane de cereri pe lună, 5 milioane parcă am citit, ceea ce pentru o companie micuță e foarte bine. Și în plus, nu știu dacă am înțeles bine, dar la Azure costul este per efectiv cât rulează aplicația, nu efectiv cât e ocupat CPU-ul cu ea. În timp ce la Google e efectiv pe perioada cât aplicația e pe CPU. O să răspund eu. Ok, încep cu a doua întrebare. Într-adevăr, și la Azure și la Amazon plătești per CPU, per instanță de fapt, care poate să aibă una sau mai multe CPU-uri. Asta e modelul lor de billing. Chiar și la nivel de bază date e ușor diferit. Amazon, de exemplu, te pune să plătești pentru numărul de ore, pentru bază date până la un storage maxim. La SQL Azure plătești doar storage-ul. În cazul App Engine, de ce nu l-am menționat, este pentru că la nivel de interoperabilitate este destul de slab. Ultima oară când am verificat, folosea doar Java și Python, da, și apoi... Asta zic că la nivel de suport pentru limbaje și oferă doar Java, Python și Go mai nou, da, pe două limbaje. Și oricum chiar și pe acelea are anumite limitări. Da. Dar oricum, probabil asta se va dezvolta în continuare și întrebarea era care era planul Microsoft să contracareze oferta de cost foarte bună de la Google. O să mai continui puțin aici. PHP a fost un pol. Când a trebuit să lanseze al doilea limbaj de programare Google pentru App Engine, a fost un pol. Care, în funcție de popularitatea limbajelor, aveau să aleagă cel de-al doilea limbaj. Python a ieșit pe locul 3 sau 2. PHP a fost de departe pe primul loc. Alegerea lor? Să folosească Python. Cred că asta a fost o metodă de imagine destul de mare. Sincer, PHP nu cred că mai e un limbaj de viitor, că nu prea mai are unde să ducă. Nu e vorba de asta. Când vorbești de lumea open source, trebuie să respecti toate tehnologiile, inclusiv Node.js, inclusiv Ruby. Și răspunsul lor oficial la chestia asta, eu am fost implicat puțin cu App Engine în procesul ăla atunci, că era foarte multă vâltoare lumea PHP, că de ce nu s-a ales? Și au fost întrebări multe și până la urmă au răspuns. A fost dacă vreți să folosiți PHP sau Ruby,
faceți compilare din Ruby în bytecode Java. Din, sau din Ruby e mai ușor, din PHP în bytecode Java, ceea ce îți limitează total toate bibliotecile. Ok. Deci pe, și în plus ca reliability, au fost foarte multe cazuri în care a fost downtime pe Google App Engine fără foarte multe explicații. Deci, într-adevăr, sunt un provider, sunt un jucător în domeniu, dar nu cred că se comportă ca un jucător comercial foarte mult. Cred că se comportă mai mult ca un jucător pe partea de experimentare cu tehnologii și poate pe partea de Python, nu știu exact, poate să fie un jucător reliable. În rest, eu nu am văzut până acum să aibă tendințe de genul de a intra pe celelalte piețe. În timp ce Amazon, Windows Azure diversifică non-stop oferta, ei în principiu au cam același serviciu de cât 3 ani. Poate greșesc. Nu sunt foarte la curent, dar cred că așa e, nu? Ăsta e punctul de vedere al colegilor de la Zid. Acum, să nu vă supărați dacă într-o prezentare Microsoft nu facem foarte multe referiri la Google Apps Engine, dar fiind la o conferință în care facem share foarte bogat de cunoștințe, e un punct de vedere foarte fain. Cum facem față din punct de vedere competitiv, da, pe costuri? Prin parteneriate de genul ăsta. Constant ne revizuim politica de pricing pentru serviciile oferite, dar nu e doar ce oferim noi dintr-un cloud public și acces la preț. Spunem problema ce facem aici, pentru că sunt mulți developeri, companii care au aplicații, servicii gata pentru cloud, dar nu știu cum să o facă. La prezența noastră locală față de ceilalți doi competitori, cred că e un mare avantaj și avem de gând să-l fructificăm. Și ne-a plăcea în timp să devenim un furnizor de cloud, hai să spunem, off-choice, cred că e ambițios, da? Dar tare luat în considerare, inclusiv de comunități, de companii care au business-uri, au soluții bazate pe open source. O ultimă chestie, deci nu se are în vedere trecerea pe taxare efectiv cât este ocupat procesorul cu serviciul respectiv? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Poate știe Lucian, dar dacă nu, o să iau întrebarea și o să revin. Eu mai urmăresc cererile de feature pentru Windows Azure și SQL Azure și în momentul de față nu e una dintre cererile principale. Nu, surprinzător nu e. De obicei, prima cerere a fost să se facă microinstanțe, ca răspuns la ceea ce a făcut Amazon. De atunci, pe partea de preț, n-a mai fost absolut nicio idee. Și sunt foarte multe voturi, deci o comunitate activă acolo, nu vorbim de angajați Microsoft care intră și votează ideile și apoi tot ei le implementează. E o comunitate activă, sunt feature-urile principale care sunt și implementate și luate în considerare, în general cam după 6 luni, intră în dezvoltare, au 1000 de voturi sau 10.000 de voturi. Și eu nu l-am văzut, în top 20 nu era. S-ar putea să fie, poți, dacă vrei să propui chestia asta, poate alții nu au venit cu ideea, poate nu au experiență pe App Engine. Și atunci poți să intri pe migratewindowsazureidea.com. Mă rog, așa e site-ul, nu are nicio variantă mai scurtă. Și să propui chestia asta. Rugămintea mea e să lași dat de contact, o să mă rog la colegul care se ocupă de Windows Azure și să vin cu un răspuns. Dacă avem un roadmap de pricing, cu mare plăcere. Deci, relativ la la privacy, legislația cărui stat guvernează privacy-ul și dacă aveți de gând să faceți servere locale sau măcar în Europa și să limitați exportul în state a datelor private. Da, pentru clienții din Europa, centrele de date pe care le folosim sunt locațiile primare sunt în Europa. Avem 2 centrele de date în Dublin și în Irlanda. Datele clienților nu stau doar acolo. Sunt situații în care datele clienților merg și pe alte continente. Și îți dau un exemplu. Îți dau un exemplu pe care l-am auzit și de la colegii mei. Să spunem că ești un client, folosești, să spunem, Windows Azure, ai o aplicație publicată acolo, ai un serviciu care rulează și o problemă de suport. Pentru că avem un suport 360 pe tot meridianul, s-ar putea ca în coada de rezolvare a suportului respectiv, tu ca și client european să fii la un moment dat al zilei soluționat de către un coleg din Singapore. Datele vor fi transmise acolo, într-un centru de date, astfel încât să... Dar e un scenariu tipic, pentru că trebuie să ne servim clienții în lumea aceasta nouă și e un scenariu în care datele se plimbă. Cât privește legislația europeană, cred că legislația aceasta referitoare la European Union Model Clauses sunt niște clauze referitoare la confidențialitatea datelor. Acestea sunt respectate de serviciul nostru Office 365, de exemplu.
serviciu de productivitate pentru business-ul. Și a fost, din câte știu de la colegii mei din juridic, care au lucrat pe tema asta destul de intens cu policy makers din European Commission, a fost un mare breakthrough. Dar pentru întrebări suplimentare, stau la dispoziție. Am colegi specializați pe tema asta. Dacă ăsta e un îngrijorare, un concern, un blocker pentru a considera cloud. Pot interveni și eu puțin pe privacy. Și citez într-un articol recent. Și nu e vorba de Microsoft. În primele 6 luni ale acestui an, Google a primit 7.000 de cereri de la autoritățile Statelor Unite de a se uita la datele personale ale celor care foloseau contul de Gmail. Au răspuns la 90% din case. Au raportat. Cam toate centrele de date sunt americane și, dacă ne amintim de scandalul foarte recent în care FBI-ul a urmărit directorul CIA, nu știu dacă e David Petreus sau e Petreus, cum ar fi fost ăsta român, e destul de clar că sunt niște probleme aici și că autoritățile europene au o problemă când e vorba de privacy și de faptul că centrele de date de fapt sunt americane și se supun legilor Patriot Act, nu, din Statele Unite. Când o autoritate judecătorească îți cere să ai acces la date, trebuie. Da, dar există acorduri bilaterale între jurisdicții pentru astfel de situații care privesc, în acest caz, securitatea, cazurile de terorism și așa mai departe. Adică, haideți fiți serioși, câți de aici suntem în situația asta? Aș vrea să ne concentrăm energia pe chestii care aduc valoare și... Adică, cu tot respect față de astfel de teme care sunt tratate cu seriozitate, unde nu sunt foarte specializați să răspund, dar unde am colegi care pot să intervină. De obicei, parcă avem obicei de a ne pune căruța în fața boilor, pentru că în loc să ne uităm la oportunitate, ne uităm la de ce am evitat chestia asta. În legătură cu Patriot Act, orice companie americană care are și subsidiare în alte state este obligată să raporteze datele, indiferent de statul în care sunt stocate datele. Deci asta înseamnă Patriot Act. Nu înseamnă că tot ce e pe teritoriul Statelor Unite va fi raportat autorităților americane, ci în toate subsidiarele din lume. Și cum toți furnizorii de cloud sunt americani, nu știu dacă e vreo diferență cât spune cloud ăsta data center în România, în Dublin sau în New York, pentru că oricum ei vor avea acces prin ordin judecătoresc la datele alea. Nu, dar întrebarea nu era specifică la Microsoft, era o întrebare în general. E valabil pentru Google și cu Gmail, nu contează că își postează în Singapore, cum zicea Todi, sau în Bangalore, oricum vor avea acces la datele alea, pentru că este o companie americană. Indiferent că e înregistrat în statul respectiv, chiar dacă e Google România SRL aici sau Microsoft România SRL, e subsidiară Microsoft Inc. Și Microsoft Irlanda, care e subsidiară la rândul ei a Microsoft. Da, e și în România, Google în România SRL, dar asta nu are importanță. Datele aparțin Google, Amazon e o companie americană, deci e drept act valabil pentru orice companie americană. Poți să mai adaug două chestii, dacă vrei să închizi sesiunea. Nu, vreau să închid. Nu. Îmi place emulația. Da, poate așa naștem și în România, că până la urmă ideea să fie România toate centrele de dată din lume. Nu, ideea e... aș vrea să aveți puțin perspectiva noastră ca și companie. Nu când ne-am făcut trecerea aceasta către servicii de public cloud, pentru că suntem prezenți cu soluții de private cloud, soluții hibride, nu discutăm despre ele în contextul acesta. Să știți că calculele pe care le-am făcut au fost cât se poate de serioase. În general, în industrie, dacă veți întreba care companie e una dintre cele mai aprige, susținătoare ale drepturilor consumatorilor vis-a-vis de confidențialitatea datelor, veți vedea că răspunsul tinde să fie Microsoft. Probabil vedeți zilele acestea discuții despre Do Not Track pe web. Da? Și implementarea acestui senzor la nivelul browserilor. În general, știrile vis-a-vis de standarde de securitate și de confidențialitate implementate au venit dinspre Microsoft. Și avem endorsement din partea guvernelor. De exemplu, a fost un caz recent în Norvegia, unde chiar au evaluat soluții de public cloud pentru administrația de acolo. Din păcate, nu avem în România astfel de studii realizate. Dar e un business pe care îl tratăm cât se poate de serios. Și nu ne jucăm aici.
am realizat că fiind acestea întrebările frecvente, serviciul trebuie să fie însoțit de un knowledge center cât se poate de bine pus la punct, care îți descrie în orice moment ce standard implementezi, unde sunt datele tale, starea de funcționalitate a serviciilor și așa mai departe. Aceste lucruri sunt implementate. Și acum aș vrea să mă uit și despre România la această problematică. Probabil că nu vi se pare atât de ușor de recunoscut faptul ăsta, dar suntem locul 117 în lume la adoptarea noilor tehnologii. Jumate din companiile noastre nu investesc în inovație. Nu din IT, în general. Sunt vreo 500.000 de IMM-uri în România. Doar câteva mii chiar produc creșterea economică a României. Tehnologia, inovația e șansa noastră ca și țară să creștem. Cloud-ul văd în modul cât se poate de serios ca un accelerator pentru asta. Enabler sau cel puțin enabler, dacă nu și accelerator. Dar tocmai pentru că accesul la tehnologie, fie ea și open source, e mult democratizat. Accesul la servicii cu un service level agreement foarte bine pus la punct, pe care se bazezi ca afacere, e o altă realitate față de cea vorbeam în urmă cu câțiva ani. Dacă dumneavoastră, marea majoritate aici, sunteți profesioniști, dezvoltatori, companii care construiesc, cred că rolul nostru împreună este să educăm piața, să ne folosim de ce e mai nou, mobile, social, cloud, și să accelerăm tendințele astea. Dacă nu, o să ne mulțumim cu faptul că avem o școală IT puternică, că avem un bandwidth cel mai tare din Europa și că o să avem 0,2 creștere economică. Îmi place cât de optimist ești, Todi. Sunt foarte optimist. Adică asta pe mine mă motivează extraordinar de mult. Vă propun să mergem mai departe ca să respectăm totuși programul. Mulțumim mult lui Todi și lui Lucian.